invitați din partea presiei. Bine ați venit la ședința ordinară din 30 septembrie 2016, convocată în conformitate cu dispoziția articolului 39 alineatul 1 din Legea Administrației Publice Locale. Domnul primar lipsește motivat, este plecat din țară la Bruxelles, într-un schimb de experiență cu alți primari, pentru a vedea cum se iau deciziile la nivel european pentru Comuna Gura Voinței. Pentru Comuna Gura Voinței. Și pentru Comuna Gura Voinței. Așa, așa. Înainte de a intra în ordinea de zi, o să vă rog să aprobați în bloc procesele verbale ale ședințelor din 31 august 2016, ședința din dată din 7, ședința din dată din 14 septembrie 2016. Cine este pentru? Unanimitate, mulțumesc. Așa cum bine știți, în data de 25 iunie 2016 a fost validat Consiliul Local, atunci, într-o hotărâre de Consiliu, ați ales pentru o perioadă de 3 luni președinte de ședință pe domnul Papancea Sorin. Astăzi își încheie mandatul de președinte de ședință în conformitate cu articolul 35 din legea 215. Faptul că am făcut ședința pe 31 iunie s-au dus cele 3 luni este de obligația Consiliului Local pentru a primi președinte de ședință pentru următoarele 3 luni de zi. Aveți proiectul de redactat, adică de la ședință de termen. Consider că putem trece la propune, dacă nu sunt discuții. Nu știu, propune din partea partidului politic. Doamna Monica Ciucan? Ce-a spus? O să trebuiască să o întreb dacă este de acord cu propunerea? Ce să fac? Ce să fac? Da. Cine este pentru? Doamna Monica, ți-a te ajută și sine. Vă aștept un gând aici. Nu mă mai întoarce, o să în conformitate cu dispozițiile articolului 39 aliniat 1 din legea numărul 215/2001, administrației publice locale republicată cu modificările și completările ulterioare, se convocă Consiliul Local al Comunei Gura Voinței în data de 30 septembrie 2016, ora 13, în sala Comunei Gura Voinței, la ședința ordinară a Consiliului Local al Comunei Gura Voinței, cu următoarea ordine de zi. Proiect de hotărâre privind demisia din funcția de consilier local al domnului Alexandru Ion și vacantarea mandatului de consilier local, inițiator primar Valerica Mihalcea. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului unui consilier local pe locul devenit vacant și modificarea unei comisii de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei Gura Voinței, inițiator primar Valerica Mihalcea. Proiect de hotărâre privind revizierea actului adițional numărul 1 la contractul de închiriere numărul 4958 din 27.11.2006, încheiat între Consiliul Local și SC Conducea SRL Gura Voinței, inițiator primar Valerica Mihalcea. Proiect de hotărâre privind modificarea cuantumului normei de rană acordat personalului compartimentului Poliției Locale a Comunei Gura Voinței, inițiator primar Valerica Mihalcea. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării în rate a 205 loturi, teren și construcții, situate în locația Rotunda, aflată în domeniul privat al Comunei Gura Voinței de Bacău, prin procedură de licitație publică deschisă cu strigare, inițiator primar Valerica Mihalcea. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului local de înregistrare a mopedelor și vehiculelor lente care circulă pe drumurile publice și pentru care nu există obligativitatea înmatriculării la nivelul Comunei Gura Voinței, județul Bacău. Inițiator primar Valerica Mihalcea. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Comunei Gura Voinței, inițiator Mihalcea Valerica. Și diverse. Vă rog să puneți la vot ordinea de zi în forma prezentată. Cine este pentru? Toți. Proiect de hotărâre privind demisia din funcția de consilier local al domnului Alexandru Ion și vacantarea mandatului de consilier local. O să intervin eu scurt pentru a nu pierde timpul. Domnul Alexandru Ion validat în funcție
funcție de consilier local la 25.2016, a înaintat către Consiliul Local și Primăria Gura-Văie cererea de demisie numărul 14.028 pe care ați avut-o atașată în materialul de ședință, care din motive personale își dă demisia din funcție de consilier local. În conformitate cu prevederile articolului 9 alinea 2 și alinea 3, articolul 10 și articolul 12 din legea 393/2004 privind statutul alegerilor locali și legea 215, unul din motivele în care încetează calitatea de consilier local este demisia. Este un act unilateral de voința noastră, dânsul din motive personale renunță la calitatea de consilier local. Consiliul Local ia act de demisia domnului Alexandru Ion și vacantează mandatul de consilier local. În consecință, supun la vot proiectul de hotărâre în forma pe care vi l-am prezentat. Cine este pentru? Unanimitate. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului unui consilier local pe locul devenit vacant și modificarea unei comisii de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei Gura-Văie. Consiliul Local al Comunei Gura-Văie, județul Bacău, întâlnit la ședința ordinară din 30 septembrie 2016, vizând încetarea de drept a mandatului de consilier local a domnului Alexandru Ion, ca urmare a demisiei constatate prin hotărârea Consiliului Local al Comunei Gura-Văie, numărul din 30 septembrie 2016, luând în considerare demisia domnului Alexandru Ion privind renunțarea la mandatul de consilier local înregistrată la Primăria Comunei Gura-Văie sub numărul 14.029 din 23 septembrie 2016, având în vedere adresa cu numărul 859 a Organizației Județene a Partidului Național Liberal, prin care a confirmat apartenența la partid a următorului supleant pe lista de candidați la alegeri locale din 2016, vizând raportul Comisiei de Validare, în care se consemnează legalitatea alegerilor domnului Olteanu Vasile în funcția de consilier local și se propune validarea mandatului acestuia. În temeiul prevederilor articolului 39 alinia 3 și 4, articolul 33 și articolul 54 aliniatul 1 și 2, coroborat cu articolul 45 și articolul 115 aliniatul 1 litera B din legea administrației publice locale numărul 215/2001 republicată cu modificările și completările ulterioare, propune spre aprobare validarea mandatului de consilier local al domnului Vasile Olteanu, membru supleant înscris pe lista de candidați a Partidului Național Liberal. Hotărârea Consiliului Local al Comunei Gura-Văie numărul 52 din 2016 se modifică în sensul că domnul Olteanu Vasile devine membru al Comisiei pentru Administrarea Domeniului Public și Privat, Agricultură, Silvicultură, Protecția Mediului, Dezvoltare Rurală, Apărarea Ordinii și Liniștei Publice și Drepturile Cetățenilor în locul domnului Alexandru Ion. Articolul 3. Secretarul Comunei va comunica prezenta hotărâre instituției prefectului județului Bacău, primarului Comunei Gura-Văie, domnului Olteanu Vasile, biroului financiar contabil și mass media. Dacă nu se descrie la cuvânt, o să vă prezint procesul verbal de validare a încheiat de Comisia de Validare a Consiliului Local, formată din domnul Vișan Florin Marius, doamna Ciocan Valentina Monica, domnul Botaru Vasile, au decis au fost respectate dispozițiile legale și nu sunt cazuri de invalidare, fapt pentru care a hotărât să propună validarea domnului Olteanu Vasile pentru funcția de consilier local. Dânsul este următorul membru supreant. Organizația Județeană a Partidului Național Liberal a confirmat apartenența la partid în adresa 859 din 29 septembrie 2016. Consecință, supun la vot validarea domnului Olteanu Vasile în calitate de consilier local al Comunei Gura-Văie. Cine este pentru? Așa cum cere procedura, după validare, domnul Olteanu Vasile, în calitate de nou consilier ales, trebuie să depună jurământul. Jurământul este formativ, ar trebui să-l citească, cu mâna pe Constituția României și pe Biblie, să-l invit în față și pentru că este un moment solemn, să vă rog să vă ridicați. Imnul, dați drumul la bani. Doamna, muzică trebuie să puniți acolo. Da, nu vă mai primim atât. Vă ridicăm acreditarea. O să repetați vă rog. Cu mâna pe Biblie și pe Constituție, vă rog. Și o să repetați după mine. Mâna dreaptă, Biblie, vei.
Spuneți-vă, eu? Eu. Nu spuneți-vă numele? Puteanu Vasile. Jur să respect Constituția? Jur să respect Constituția. Și legile țării? Și legile țării. Și să fac? Și să fac. Cu bună credință? Cu bună credință. Tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea? Tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea? Pentru binele locuitorilor Comunei Gurabăi. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Felicitări. Să vă rog să semnați aici. Până rămâne la dumneavoastră, până rămâne la mine. E aproape de primar, că nu mai lucrez. Să fie aproape de toată lumea. Proiect de hotărâre privind rezilierea actului adițional numărul 1 la contractul de închiriere numărul 4958 din 27.11.2006, încheiat între Consiliul Local și SC Comlucea SRL Bacău. Consiliul Local al Comunei Gurabăi, întrunit în ședința ordinară din 30 septembrie 2016, având în vedere referatul secretarului numărul 4171 din 26 ianuarie 2015, expunerea de motive a primarului Comunei Gurabăi numărul 4169 din 26 ianuarie 2015, prevederile articolului 123 din legea numărul 215 pe 2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare. Punctul 9 din decizia numărul 77 din 15.11.2013 a Curții de Conturi a României, Camera de Conturi Bacău, în care se constată că în anul 2011 s-a încheiat un act adițional la un contract de închiriere, fără respectarea dispozițiilor articolului 123 din legea 2015 pe 2001, privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare. În temeiul articolului 39, aliniatul 1 și 2, litera C și aliniatul 5, litera A, articolul 45, aliniatul 3 și articolul 115, aliniatul 1, litera B, din legea numărul 215 pe 2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare, propune. Se aprobă rezilierea actului adițional numărul 1 la contractul de închiriere numărul 4958 din 27.11.2006, încheiat între Consiliul Local și SC Comlucea SRL Gurabăi. Biroul Financiar Contabil va duce la îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri. Prezenta hotărâre va fi comunicată primarului Comunei Gurabăi, Biroului Financiar Contabil, Instituției Prefectului Județului Bacău pentru exercitarea controlului de legalitate și administratorului SC Comlucea SRL Gurabăi. Sunt înscrieri la cuvânt? Dacă nu, o să vă dau citire punctului 9 din decizia Curții de Conturi, numărul 77 din 2013, sub punctul A2, care spune așa, din studierea dosarului de concesiune s-a constatat faptul că în anul 2011, ordonatorul principal de credit a întocmit un act adițional la un contract de închiriere fără aprobarea Consiliului Local. Conform prevederilor legii 215 pe 2001, privind administrația publică locală, articolul 123 aliniatul 1, Consiliul Local este cel care hotărăște concesionarea sau închirierea. Aliniatul 3 al articolului 7 din 954 pe 2006 privind regimul contract de concesiune prevede: contract de concesiune poate fi prelungit pentru o perioadă egală cu cel mult jumătate din durata sa inițială prin simplu acord de voință al părților. Echipa de auditori concluzionează că părțile sunt Consiliul Local și chiriașul. Deci un act adițional neaprobat de către Consiliul Local nu este valabil. Am respectat și dreptul la opinie doamnei Bucurucica prin invitația numărul 14201 semnată de dânsa. Am invitat-o să ia parte la ședința de astăzi, unde să-și expună opinia. Dânsa văd că a refuzat. În consecință ne putem pronunța în lipsă. Consider că vine Curtea de Conturi pe 6 octombrie și când o să se uite la ultimul control, o să vadă ce a dat deplinire și nu s-a dat deplinire. Nerespectarea decizii după Curții de Conturi duce la plângere penală împotriva celui care nu respectă.
Din ce cunosc, pentru că eu sunt secretar delegat o perioadă scurtă de timp, domnul primar a încercat de mai multe ori să repună proiectul de hotărâre pe ordinea de zi, în schimb de fiecare dată proiectul nu a trecut. Dânsul, ca coordonator principal de credite, are scuza că a încercat. Deci răsfrângerea autorității și a deciziei revine Consiliul Local. Acum, dumneavoastră, veți lua decizia în consecință, doar ținând cont de articolul 45 al 3 din legea 215, privind hotărârile Consiliului Local, care au ca subiect patrimoniul, este nevoie de votul la două treimi din consilieri aleși. Domnul Grigore? Acum, dacă stăm așa și socotim și gândim, dacă Consiliul Local nu a făcut parte la semnarea contractului, nu are nicio treabă cu contractul semnat, nu? Cu comunicarea, nu? La condițional. Din 2012. Dacă Consiliul Local nu a fost implicat, așa la ce să-l strici tot Consiliul Local. Adică, până la urmă, doamna Lucica are un contract. Ea se judecă. Iar noi, Consiliul Local, o să trebuiască să-i plătim. Nici ieri știu eu ce daune, ce spune ea că are pe magazine, așa. Mai este o lună de zile, îl lăsăm să-și termine frumos contractul. Așa cred că e mai corect. Cum o stat atâția ani, mai stă o lună de zile, chiar o lună de zile. La 1 decembrie. De asta nici nu veni, doamna, cred, zic eu. Pentru o lună de zile, de fapt, ne batem cu ei în tăl, și noi. O luăm cu curtea de conturi vede. Stai un pic, ați venit acum, că venim noi, repede și... Adică eu, așa zic, părerea mea, pentru o lună de zile nu e... Dacă era mai mult, mai era 2-3 ani. Asta, o lună de zile, eu unul votez. Posibil să mă dea în judecată și să plătesc unul. Ca și cu bolțare, prin judecăți, că nu am rămas de bani. Mi-e teamă. Mi-e teamă. Măcar v-ați făcut domnul Cătălin. De acolo. Și o șansă. Deci ăsta e punctul de vedere. Eu nu o să votez. Pe motivul ăsta, dacă mai era 3 ani, spuneam, hai să găsim totuși o soluție prin care să... Dar pentru o lună de zile, are 6 ani sau cât are, de când stă acolo și mai are o lună de zile și gata. Gata. Da. Vreau să vă spun că din materialul rezultat care l-ați prezentat dumneavoastră, este corect ceea ce spuneți, dar dacă noi totuși, nu noi, postul Consiliului Local care n-a participat la acel act adițional de când s-a încheiat, practic acel contract ar fi trebuit să fie nul de trei de la început. Dacă greșesc, vreau să fiu corect, deci nu e nicio problemă, nu mă deranjează. Atunci noi, de ce să ne băgăm pielea la salamură, cum se zice pe românești, așa? Ca să fim buni de plată. Da. Deci eu nu zic că... Și exact ce. Poate n-aș vrea să mă repet. Nu știu dacă e corect sau nu. Cât am înțeles din discuție, ești că mai are două luni de zile până când termină. La de timp prin contract, nu? E adevărat. Ori prin hotărâri de Consiliu să-i mai dăm ca să iasă și domn primar bine. Că doar nu avem interes aici să ne băgăm unul la altul. Nu avem să-i mai dăm retroactiv. O secundă. Nu să-i dăm retroactiv, dumne, stați un pic. Să-i dăm o prelungire, o luni de zile cât mai are și elibereze, sau uitați un preaviz de 15 zile, să elibereze magazia și după aia putem să mai ajutăm acolo, mai băgați acolo. Pentru că este păcat. Că apuca mă las o scoapă, că Lucica nu prea știa nimeni. Că noi acum să ne apucăm să zicem, da, domnule, sunteți de acord și e corect, nu-i corect să fie. Dar acel contract... Deci nu. Deci acel contract, nefiind încheiat în bază legală cu acordul părților care este Consiliul Local. Nu, discutăm de actul adițional, domnule. Deci atât încât acel act adițional n-a fost încheiat cu acordul părților, care este Consiliul Local și doamna în cauză, nu știu cât am putea noi. Deci normal ar fi trebuit să fie nul de drept, de la început. Conform legii ar trebui să fie nul de la început. Cu asemenea chestie am mai avut discuții și... Deci din informația pe care o am eu personal, eu n-am fost nici în mandatul trecut, nici în acum două mandate în urmă. Deci vreau să spun că sunt acei oameni care și-au asumat probabil răspunderea când au semnat acel contract și trebuia să vină măcar aici să-și prezinte motivele. Fără niciunul din ei. Și din cei care au fost atunci în Consiliul Local, n-au fost niciunul. Da. Adică de ce ne le... Nu știu, eu sincer să fiu amoreții. Îmi cer scuze că... Asta e părerea mea. Mulțumesc. Pentru că a fost ascultat. Doamna avocată pe care am delegat-o prin doar câteva cuvinte, care am delegat-o tot noi prin hotărâri de Consiliu acum
luna februarie, mi-aduc aminte, parcă, din cei vechi care sunt, a fost săptămâna trecută, joi sau vineri. Imediat după ce a venit înștiințarea de la Curtea de Conturi că va veni pe data de 6. Eu propus domnului primar ca încă o dată să încerce în Consiliul Local să se elibereze de acest act adițional. Dânsul. El de bună credință nu poate să el anuleze de drept. Că discuția, eu spus, atâtea ședințe în Consiliul Local că am participat la discuții în birou. Din atâtea ședințe din Consiliul Local, de câte ori l-am pus și am dat consilierii, că eu, că e nul, că e nul, că e nul. Orice act îl anulează Consiliul Local. Eu spus clar și doamna avocat. Păcat că dânsul s-a evit să plece la Bruxelles și nu a venit astăzi, că vă dădea explicații și cred că la urmă se lămurea. Și eu spus clar, eu trimis răspuns pe doamna Dana Răilean, eu trimis răspuns și pe domnul contabil, nu dă nimeni afară de acolo. Își încheie de perioada. Dânsa și-a dat acordul că nu mai ia magazia după ce își încheie contractul. Să mută în altă magazie. Nu are nicio problemă nimeni cu ea. Asta a pus-o în ședința de astăzi, doar la ședința, la Curtea de Conturi, când va veni și va cere domnul secretar, a văzut paragrafele care se cer toate acolo, să nu mai fie problemă. Problema va fi în următor și vă spun deschis și o te urmăriți ce se va întâmpla mai târziu. Se va deschide, dacă nu va trece și îi va găsi actul adițional neanulat de Consiliul Local, automat se va deschide proces. Deci procesul nu va deschide nimeni decât cel care m-a dus la îndeplinire hârtia. Și asta va fi domn primar, va chema în instanță cei care trebuiau să ducă la îndeplinire, adică Consiliul Local să luăm decizia, și ne-a dus el să scapă, să spală. Eu sunt avocata clar. Aveți, a spus-o mai mult de 3 ori decât vă dădea voi să vă puneți casa aia, n-a trecut hotărârea de Consiliu, sunteți curat. Cei vor răspunde restul? Ce sunt mai mult de a o lungim? Nu o dă nimeni afară, nu o dă, nu îi spune nimeni, pleacă de la întâi. Rămâne, din contra, nu mai plătește, azi se dă hotărârea de Consiliu. Începând din la întâi nu mai plătește chiria două luni care stă. N-are nicio treabă, dânsul i-a spus clar, vin și în Consiliu, nu sunt. Dau hârtie semnată, tot o duce la contabil, nu o scoate nimeni. Domnul, dacă mi se permite, ce scuze, că intervenim în discuția dumneavoastră, e normal să fie un da, discutăm, doar nu... Da. Vreau să vă spun că vorbim nu se pun la dosar. Vorbim nu se pun la dosar, domnule, nu mergeți. Deci, dacă domnul primar dacă vine aici și spune, domnule, băi, vedeți care treaba, ne dă scris. Sau poate să vă... Dar ce nu încearcă să anuleze această... prin hotărâri de primar, pot să fac și pe asta, prin ordine. Nu poate, nu știu, poate. Poate. Local este eu o să mă interesez, dar de ce nu poate? Nu poate să ia dânsul decizie. De ce? Consiliul Local este administrat. Corect, așa este. Da, dar s-a făcut acel act adițional fără? Cum s-a încheiat fără știa Consiliului? S-a putut? Deci se poate și nu se poate. Păi înseamnă că ăla este... Dom'le, dacă acel act adițional s-a făcut fără știrea Consiliului Local, sau? Fără acord cu Consiliul Local, haideți să vorbim așa corect. Deci, de ce nu se poate aprobarea prin hotărâre de primar? Nu poate. Deci nu poate. Atunci este ilegal. Păi este ilegal, dar orice act e ilegal, orice act e ilegal. Cine l-a făcut ilegal să răspunde și nu răspunde proiect. Și gata. Ce se mai deci trebuie să treacă prin Consiliul Local. Orice act normativ care este ilegal. Da. Eu zic să vă mai gândiți, până atunci eventual ne mai întâlnim într-o ședință, să vină factorii de decizii care au luat acel, care au luat acea hotărâre. Domnul Pașcu, care a fost primar, cine a fost în mandatul lui domnul Pașcu, vice și s-a însemnat acel contract, domnul Grigorencescu, din nou, nu bat nimic, deci nu e nicio problemă, niciun fel de apropo. Deci se vine să explice cum s-a putut încheia. Și atunci, nici domnul Pașcu, dacă te-a găsit problema, cred că a fost neimplicat de materialul. Nu cred că a fost... N-ai un telefon mai bun că domnul primar. Au fost de rea credință. Probabil faptul că au avut contractul de bază aprobat în Consiliul Local, au considerat că actul adițional nu mai are nevoie de aprobarea Consiliului Local. Este în Curtea de Conturi, l-a considerat în legătură. Unul e proces civil, unul va fi proces penal. Asta e diferența. Deci doamna Lucica, dacă va încerca să ne cheme în instanță, va fi parte civilă, iar pe dincoace va fi parte penală. Asta spune. Adică poate cu amendă de 300 lei, că sunt chiar cu amendă. Dar eu nu cred că dumneai ei
Nu știu de ce. Va deschide un proces, un proces atât timp cât mai are perioada de contract de două luni. Atunci cine a venit, doamne? Putea să fie domnul domnule? Sunt mai multe motive pe care el să cunoască. Nu știu ce mai mai spune. Deci, da, ce să, eu... Dacă nu mai sunt lor de cuvânt, supun la vot proiectul de hotărâre, cine este pentru? Ridicați mâna mai cu încredere. Faci nominal, asta e. 2, 3, 4, 6, 7. Da? Motică, dar ai drept de vot, dacă nu. Asta e problema. 8 voturi pentru... Nu a trebuit proiectul de hotărâre. 10, cred. A trebuit. Împotrivă. Nu. 0 voturi. Abțineri. 6. Proiectul de hotărâre nu a trecut. Vedeți-vă cum a avut mai japonit, nu scade. Asta se vede, de așa se vede începutul interesului Ardecăt pentru comunitate. Și eu fiind la comunitate, se vede în chestia. Deci nu puteți să ne băgați pe curește care mi-a dat fata. Nu, astea-s probleme, da. Trecare cu dreptul lui. Proiect de hotărâre privind modificarea cuantumului normei de rană acordat personalului compartimentului Poliției Locale a Comunei Gura-Voiești. Consiliul Local al Comunei Gura-Voiești, județul Bacău, întâlnit în ședința ordinară din data de 30 septembrie 2016, având în vedere raportul numărul 13.970 pe 21 septembrie 2016 al compartimentului Poliției Locale privind modificarea cuantumului norme de hrană acordate personalului Poliției Locale din aparatul de specialitate al primarului Comunei Gura-Voiești. Expunerea de motive numărul 13.971 din 21 septembrie 2016, prezentată de primarul Comunei Gura-Voiești, județul Bacău. Avizul favorabil Comisiei Buget Finanțe a Consiliului Local al Comunei Gura-Voiești, dispozițiile articolului 35 din Legea Poliției Locale numărul 155 pe 2010, republicată cu modificările și completările aduse de Ordonanța de Urgență a Guvernului 65 pe 2014 și OUGI numărul 2 din 2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative precum și alte măsuri. Dispozițiile articolului 2, articolul 5 și articolul 7 din hotărârea de guvern numărul 171 pe 2015 privind stabilirea metodologiei și a regulilor de aplicare a drepturilor prevăzute la articolul 35 aliniatul 1 din Legea Poliției Locale numărul 155 pe 2010. Dispozițiile articolului 1 din Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice numărul 776 pe 2015 pentru modificarea Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice numărul 496 pe 2015 privind contravaloarea alocației valorice a normei de rană acordată personalului Poliției Locale. Dispozițiile articolului 3, aliniatul 3 și anexei numărul 1 din Ordonanța Guvernului numărul 26 din 94 privind drepturile de rană în timp de pace ale personalului din sectorul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, republicată cu modificările și completările ulterioare. În temeiul dispoziției articolul 36 aliniatul 2 litera D și aliniatul 6 litera A punctul 7, articolul 45 aliniatul 2 litera A și articolul 115 aliniatul 1 litera B din legea numărul 215 pe 2001 a administrației publice locale republicată cu modificările și completările ulterioare propune spre aprobare. Începând cu 1 septembrie 2016, modifică cuantumul norme de hrană acordat personalului Poliției Locale din aparatul de specialitate al primarului, sub formă de alocație valorică neimpozabilă. Se acordă norma de hrană numărul 6, în valoare de 32 de lei, neimpozabil pe zile calendaristice, potrivit anexei numărul 1, la OG 26.24, republicată cu modificările și completările ulterioare, și articolul 2, alineatul 3, litera A, AG numărul 171 pe 2015, personalului poliției locale în activitate, respectiv funcționari publice care ocupă funcții publice specifice,
de polițiști locali, personal prevăzut la articolul 14 aliniatul 1 litera A din legea numărul 155/2010 și personalului de conducere. Articolul 3. Norma de hrană nu se acordă personalului poliției locale în următoarele situații. În perioada concesului de odihnă, în perioada în care au dreptul la indemnizația pentru creșterea copilului, în perioada concediilor medicale, pe timpul suspendării raportului de serviciu respectiv contractului de muncă, în perioada participării la cursuri de formare profesională, în caz de nerespectare a atribuțiilor prevăzute în fișa postului. Articolul 3. Nici 2. Alocația valorică a normei de hrană, precum și actualizarea acesteia conform legii, se aprobă prin ordin al Ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. Articolul 4. Orice altă hotărâre cu același domeniu de reglementare și își încetează aplicabilitatea. Articolul 5. Prezenta hotărâre se comunică primarului comunei Gura Văii, compartimentului Poliției Locală, biroului financiar contabil, instituției prefectului județului Bacău și la cunoștință publică în condițiile legii. Dacă stă scrie la cuvânt, spuneți. Pun o întrebare. Sunt de acord, nu nicio problemă cu hotărârea din Consiliu, dar am o singură întrebare aici așa. Personalul de conducere, a cui? Al poliției locale. Și cine-i șeful poliției? Nu există șef la poliția locală. Deci nu-i dă mâncare, nu? Este sub formă de compartiment și nu există șef de compartiment. Deci? Doar când poliția locală va fi sub formă de birou, ar avea un șef de birou. Asta am vrut să întreb. Deci nu există. Față, nu există personal de conducere în compartimentul poliției locale. Trebuia tăiat din hotărâre din poliție. Nu e? Dacă mâinii poate-l pune și să ai mâncare, da? Hai, băi, dă voblei cât e, dă voblei, parcă, da. Asta am vrut să întreb. O să vă spun și eu. Băi, nu-i șef, vreau să vă cuidă. Dacă nu-i șef, cuidă-i mâncare. Câți mai avem, unul sau doi, câți mai avem? Suntem trei. Da, trei, înseamnă că unul e șef. Eu sunt agent poliție locală cu atribuții de secretar. În continuare sunt agent poliție locală. Știu că în armată, unul, doi, din automat, unul e șef. Unul e comandă. Automat. Ne se pare grave. Din 2015, când ați aprobat prima oară norma de hrană, a fost așa cu discuții de lungi, bugetul local nu permite, iar nu permite bugetul local, știți. E limita bugetul local aprobat, iar la 1 octombrie s-a modificat, a venit 32 de lei la zi norma de hrană, noi am stat, am spus, domnule, ne mulțumim cu 24 la zi, de vreo 3 luni, de vreo 3 luni nu-i dă nici pe el. Și am spus așa, dacă tot suntem băieți buni și îndurăm, măcar să îndurăm pe maxim. Când vine retroactiv, să vin. Da. Și în ultimul timp, băieții de la poliția locală, te vedeți, ba, unii pe secretar, vreo doi fac inventarul comunii, adică nu se feresc de treabă. Și consider că e îndreptățită norma de hrană. Pentru că salariul celălalt de bază e undeva la 800 de lei în mână. Deci nu vă imaginați că îți duci pe un salariu exorbitant. Da, mulțumesc, domnule. Mă registrez. Da, sigur. Da, e la montaj. Da. Cine este pentru? Marge, marge, șef. Ridicați-vă, domnule, de calitate. Ridicat, ridicat. Ridicat. Domnul... V-am zis, s-a ridicat, s-a făcut că se face așa. La început are emoții. Da, bine. Nu e neam să compățesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării în rate a 205 loturi teren plus construcții situate în locația Rotunda, aflate în domeniul privat al Comunei Gura Văii, județul Bacău, prin procedură de licitație publică deschisă cu strigare. Mergeți direct la partea dispozitivă, ca să nu mai citim. Direct la proiect. Propuneți spre aprobare. Articolul 1, indice 1. Se aprobă vânzarea în rate a unui număr de 205 loturi teren plus construcții situate în locația Rotunda, aflate în domeniul privat al Comunei Gura Văii, județul Bacău, prin procedură de licitație publică deschisă cu strigare. Articolul 1, indice 2. Suma minimă de pornire a licitației pentru fiecare lot în parte este cea prevăzută în raportul de evaluare a lotului respectiv. Articolul 1, indice 3. Se aprobă un număr de 8 rate, fiecare rată reprezentând o optime din valoarea licitată și prevăzută în contractul de vânzare-cumpărare. Articolul 1, indice 4. Plata fiecărei rate se face trimestrial odată la 3 luni de la data încheierii contractului, durata de eșalonare a ratelor fiind de 24 de luni, cu o dobândă anuală la nivelul ratei lunare a dobânzii de referință a Băncii Naționale a României de la data plății,
Dobânda ce se va plăti la data diferența a fiecare rate și care va fi calculată la diferența rămasă de plată, inclusiv TVA. Articolul 2. În cazul neachitării la termenele stabilite a ratelor trimestriale vor fi aplicate penalități de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere. Articolul 3. Se însușește raportul de evaluare a lotului dobândit de bonus median cu 15.05.35.69, numărul 20 din 22 octombrie 2016, înregistrat la primăria Gura Văii, la numărul 14.965 din 10.11.2015. Se aprobă caietul de sarcini, anexa 1 la prezenta hotărâre. La încheierea contractului de vânzare-cumpărare, cumpărătorul va plăti și contravaloarea cheltuielilor cu privire la evaluarea imobilului, lucrările topografice, intabularea efectuată la primăria Gura Văii, precum și taxele ocazionate de autentificare a actului de vânzare-cumpărare. Articolul 6. Dreptul de proprietate se atribuie cumpărătorului la finalizarea contractului de vânzare-cumpărare în rate sau la achitarea, în avans, integrală a cuantumului rezultat din valoarea licitată și cheltuielile prevăzute la articolul 5. Articolul 7. Se împuternicește primarul Comunei Gura Văii, domnul Mihalcea Valerică, să reprezinte și să semneze în numele Comunei Gura Văii, în calitate de vânzător, contractul de vânzare-cumpărare cu plata în rate. Articolul 8. Orice altă hotărâre cu dispoziții contrare își încetează aplicabilitatea. Articolul 9. Cu ducerea la îndeplinirea prezentei hotărâri se încredințează primarul Comunei Gura Văii, domnul Mihalcea Valerică. Articolul 10. Prezenta dispoziție se comunică instituției prefectului județului Bacău pentru exercitarea controlului de legalitate prin grija secretarului, primarului Comunei Gura Văii prin grija secretarului, compartimentului financiar contabil prin grija secretarului, compartimentului achiziții publice prin grija secretarului, solicitanților prin grija consilierului achiziții publice tătarul Mihaela Gina, la cunoștință publică prin grija consilierului achiziții publice tătarul Mihaela Gina. Am o întrebare. Tot același preț, mă acum... Da, nu o să apară probleme de evaluare în 2005 până acum, nu? Nu, că evaluare în 2015. Da, păi de asta... Tot același preț, mă acum... E exact un an de zile când s-a făcut, că e tot în luna 10-a, când intră în... Deci e același preț a rămas, da? Nu s-a văzut? Prețul, mă, păi, în rate. Sunt câteva persoane în locație, unde care îi doresc să adiționeze casă, da? Corect. Au posibilitatea să plătească... Pe loc. Da, da. 120 de milioane s-a făcut. Care-i valoarea ei? 12.000. Asta are o valoare. Da. Fie, da. Asta a fost licitat foarte clar. Fiecare suma minimă de licitată este aia din raportul de valoare. Nu suma minimă de licitată. Da, bine și asta. Nu poate da sub prețul raportului de valoare. Atât, gata. Dacă ne-ați lămurit aici. E bine că e rat. Totodată am specificat faptul că trebuie obligator să plătească și cheltuieli de primărie, prin tabulă. Da, totul e prevăzut. Da. Nu suntem... Ca să de bine facem, corect. Deci nu putem noi să ne plătim, sunt posturi de case și plăță fericire de ei. S-a vrut. Casa în preț, tabularea în preț, dar astea alea. Nu se putea băga în preț, pentru că știți, să îndemnă omul când o să vină și o să spună, domnule, păi făceam o socoteală aici. Vom interesat, într-adevăr, este asta. Să vă spun o chestie, o să apară și sunt probleme, pentru că una e să-i spui, domnule, te costă casa 120, ăsta 12.000 de lei, dau un exemplu, plus, și ai zis că ia și la un moment dat, ăsta 12 lei, ăsta 120 de lei, 1.200 lei, cu TVA-ul tot, nu? 20.000 de lei. Așa. După aia ai zis că ia așa, băi, dar vezi că trebuie să mai plătești în tabularea, trebuie să mai plătești plus cadastrarea. Și-l mai plătești. Când gândiți-vă că s-a făcut evaluarea și în tabularea și cadastrat toate casele. Am zis mulți suprețe la cadastrare. Bine, așa e. Cu 200 lei pe casă. Ori tu te duci la cadastru, ai 600 de lei. Deci, nu, asta vreau să vă spun. Deci la intabulare și la cadastru aveți acele valori. Sigur. Da, bine. Altfel se duce omul și spune, băi, dacă te duci la prețul pieței și faci o intabulare și o cadastrare, știi ce înseamnă. Ce nu mi-a dat provizia? Să scoți faptul că dăm în rată și ne întindem pe 2 ani de zi. Sunt obligații de ce dobânda pe care o practică pe mereu în noapte. Deci nu am cum să... Nu ai voi să fără. Banii se te valorizează. Da, trebuie să... Ne-ați lămurit. Pe ce statul român, pe românul bloc, până la... Nu, tot așa vreau. De gând. Ne-ați lămurit. Da, nu, e ceva bun. E bine că scăpați din. Bine ar fi să scăpăm din. Bine ar fi să... Hai că eu fac cruce, credincios. Da, aveți ceva solicitări, sincer. E bun și jumătate.
Bă, jumătate dacă scăpați din eu, e tot. Dar e greu dacă cumpără 10 acolo. Jumătatea e la de ce da, care da. Nu, ascultați-mă un pic dacă vreți. Deci în momentul când începi să se popularizeze acolo, vor începe să mai vină și alții. Și alții, nu? Problema mare este până începe să se instaleze câțiva. Cu statut definitiv, el știe, bă, asta e casa mea. Nu, ăla care vine să nu demoleze dincolo, să mai pună la el, sau să facă. Să demoleze, că geamul nu mai are, am înțeles. De... Nu are geamă? Îți demolat, deja. Atât am dat bolțare. Fața n-are spatele, care are spatele. Care vrea să cumpere o instalație electrică, domnul Hacea Nicolae este dispus, asigur. Ei, și dacă ne ia voluntar și cum face din geamă, la oricum ne-a zis noi. O face din geamă. Hai să dăm drumul. Să pun hotărâre cu hotărârea așa cum vă spun. Să dați cine este pentru domnul Dumnezeu. Și cum din acea necunoaștere. Să nu mai am. Vota și doamna la televiziune, să treci acolo, ca să știi. La punctul ăla, dacă vota, trecea. La secretar mă uge, am un copil de drogă, să-i facă. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului local de înregistrare a mopedelor și vehiculelor lente care circulă pe drumurile publice și care nu există obligativitatea înmatriculării la nivelul Comunei Gura Voiei, județul Bacău. Consiliul Local al Comunei Gura Voiei, județul Bacău, într-o ședință ordinară din data de 30 septembrie 2016, având în vedere. Audind proiectul de hotărâre inițiat de primarul Comunei Gura Voiei, județul Bacău și raportul secretarului Comunei Gura Voiei înregistrat la numărul privind aprobarea regulamentului local de înregistrare a mopedelor și vehiculelor lente care circulă pe drumurile publice și pentru care nu există obligativitatea înmatriculării la nivelul Comunei Gura Voiei, județul Bacău. Luând act de avizul favorabil al comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Gura Voiei, în conformitate cu prevederile UGE 195 din 2002 privind circulația pe drumurile publice republicată, modificată și completată prin UGE numărul 21 din 2014. În temeiul articolul 36 alineatul 2 litera C, articolul 45 alineatul 3 și articolul 47 din legea numărul 2015/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare, propune spre aprobare. Se aprobă regulamentul local de înregistrare a mopedelor și vehiculelor lente care circulă pe drumurile publice și pentru care nu există obligativitatea înmatriculării la nivelul Comunei Gura Voiei, județul Bacău, conform anexei ce face parte integrantă la prezenta hotărâre. Orice altă hotărâre cu prevederi contrare se aprobă. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, se încredințează primarul Comunei Gura Voiei prin aparatul de specialitate. Articol 4. Prezenta hotărâre se comunică prin grija secretarului instituției prefectului județului Bacău pentru exercitarea controlului de legalitate, primarului Comunei Gura Voiei, biroului financiar contabilitate, compartiment de servire și servicii, compartiment poliție locală, post poliție Gura Voiei. Așa cum ne-am promis domnului consilier Călin la ședința anterioară, am spus că în prima ședință ordinară o să pregătesc proiectul de hotărâre privind aprobarea regulamentului local de înregistrare a mopedelor și vehiculelor lente. Am înțeles că la nivelul comun există o serie de cetățeni care au cumpărat sau au obținut tractoare, utilaje agricole și din cauza fostei hotărâri de consiliu local, mă rog, deocamdată e în vigoare, nu fostei, hotărâri de consiliu local existente, nu pot obține numere legale și certificate de înregistrare. Să știți că n-a fost chiar ușor să redactez proiectul de hotărâre, pentru că, întrebând autoritățile superioare, fiecare ține pe turta lui. Cei mai sinceri au fost cei de la ARR, care mi-au răspuns că nu este de competența lor. În rest, la RAR, așa, la DRPCIV, mi-au transmis o serie de legi, o serie de articole din lege care ne făceau să nu mai putem circula nici cu mașină numai. În consiliul stat am studiat și pe la alte comune cum au pus problema, am mai cerut păreri stânga-dreapta și am găsit un consens. Pentru înmatricularea tractoarelor, că aici e problema mare. Cu actele care le dețin cetățenii, merg la RAR. RAR-ul dă o negație, în care scrie așa. Nu se supun omologării, adică nu au nevoie de carte de identitate vehicul, dar pot circula pe drumurile publice. În baza la hârtia respectivă, la birou taxe și la birou financiar contabil, compartiment taxe și imposte, se prezintă cetățeanul cu actele de proveniență,
cu tot ce deține asupra tractorului, dacă nu au, dau o fișă tehnică pe proprie răspundere, adică completează de mână. Are 2000 de centimetri cubi, are aia, are aia, pe proprie răspundere, înțeles? Obțin certificatul de înregistrare. Cu certificatul de înregistrare, în termen de 15 zile, se duc la stația ITP și își obțin inspecția tehnică periodică, care la fel, rămâne atitudinea lui, pe proprie răspundere. O face, nu o face, e problema lui. Știți sancțiunile privind circulația pe drumurile publice fără ITP. Dacă mai bine voiește, vine la Primăria Comunii Gurabăi, depune atestatul la tehnic care îl dau la ITP și și-a făcut dosarul și poate circula obține numele legal. Cam asta e procedura, dacă nu. Problema o să fie la cei care nu au niciun act asupra tractorului. Am înțeles că care au factură, nu e o problemă, vin cu factură, dar care nu au niciun act, care l-au făcut din bucăți, nu ne putem asuma răspunderea pentru înregistrarea unui tractor făcut din bucăți, făcut de la casă. Aici e problema. Aceeași poveste. Și la remont e aceeași poveste. Remont e propriu răspundere. Că nu-i furat, că nu-i furat. Că nu-i furat, e una. Dreptul de circulație pe drumul publice. Știi că da, știi că da. Nu putem, cum să vă spun, nu putem da drumul pe drumul public, pe gura văi, la orice invenție făcută de... Haideți să vă spun. Am avut și avioane. Vreau să vă spun nou, Divinica se numă de acea doleantă, nu a mea, nu a fost a mea, ci a fost a unui grup de cetățeni din Comuna Gura Văi. Dar vreau să vă spun că exact ce a spus dumneavoastră puțin, eu deocamdată mulțumesc atât dumneavoastră cât și domnul primar că s-a ținut de cuvânt, într-adevăr. E un lucru bun. Dar vreau să vă spun, de ce spuneți dumneavoastră că acele cărucioare care spuneți cu două, cu o singură punte, nu se pot înregistra? Este într-adevăr, poate dumneavoastră spuneți că este ilegal, poate nu este legal, dar eu am cumpărat o punte. Am o factură. Puntea. Păi nu, că s-a zbudut. Am o punte, am o factură pe care am făcut-o. Pe propria răspundere, declarație, propria spune că nu-i furat, nu-i adus. Nu. Însă nu are serie de șasiu, asta e adevărat. Ai, tot nu ai document. Și vreau să vă spun, păi nu am documente, acele documente. Păi el spune la nu, el are factură pe materialele care le-a cumpărat. Care le-am cumpărat, deci conform acele ca facturi. Deci el este făcut. De ce vreau să vă spun treaba asta? Că se bate cap în cap niște, apar niște contradicții. Acel disc portat care îl duceți pe drumul public. Știți ce înseamnă? Un disc portat. Nu, tras. Știți, domnul vicepreședinte, este același lucru. Exact cum e căruciorul care lucrează agricol. Deci este tot agricol. De ce lui ăla îi dai voie să circule fără număr pe el? Deci nu, vreau să nu fac un caz general, așa. De ce lui ăla îi dai voie să circule fără drum, fără număr pe el? El merge pe drumul public. Agățat de trac. O secundă, domnul, vă înscris la public. Dai voie, legal. De ce îi dai voie? Este legal să circule cu el, că e utilaj agricol, da? Și lui ăsta cu căruciorul care cară tot porumb din câmp, nu-i dai voie, e același lucru. Discul tras, tractat, este tot pe două, pe o punte, cum să zice, căruciorul agricol care cară din câmp, este același lucru. Deci, care e diferența dintre altul? Este un utilaj agricol tras, care nu suportă încărcături cu tonaj. Păi are 3 tone un disc din ăla, dacă, păi, dacă e un disc din ăla, domnul vice, dacă e un disc din ăla, dar nu e, dar nu e motivantă. Deci ăla care este pe drumul public, care îl trage un disc din ăsta autotractor, care vine la un tractor exact 60 de care poți să iei un număr și pentru căruciorurile care sunt, dar la oprirea unui organ de competență rutieră, unui polițai sau cine vrea să te oprească, în momentul când îți cere documentul, trebuie să ai în spatele lui inspecția tehnică după tonajul pe care îl ai. Ci nu-ți face nimeni când ai act de proveniență pe el. Legea s-a schimbat prin 2010 sau nu știu când. Și am număr pe el. Pe mine acum dacă mă ia cineva și mă controlează, mi-l saltă din start. Nu! Chestia nu se pune că nu-ți... Nu se pune că nu-ți dă număr. Îți dă număr. Problema este, cum a zis domnul secretar, este proveniență, că nu poți să te duci să-i faci o inspecție tehnică. Cum obțineți? Asta e problema. Discuția. Deci asta e o discuție, cum spune? Da. Deci îți dă număr, ți-l înregistrează ca și la căruță. Ții deci număr, spus, pentru faci pe propriu de am găsit soluția legală. Dar eu pentru... undeva, unii dat domnul secretar un răspuns, care în termen de 15 zile de la data înregistrării, da, trebuie să vii cu ITP-ul. Domnul secretar, nu comentăm aici. Eu că nu-ți dă număr, îți dă număr, că ți-ai, că ți-ai și la căruță. Aici, undeva,
Primăria este prinsă să ia bani, să aducă să plătești 30 de lei. Tractoarele celebutele mopedele, tractoarele agricole sau forestiere, altele decât cele prevăzute în articolul 13, care dacă vreți să-l citesc, citeam la articolul 13, e cineva interesat să-l citesc, dacă nu vă dau. Inclusiv remorcile destinate a fi transportate de acestea, deci remorcile destinate a fi transportate de tractor, se referă, transportate de acestea, precum și vehiculele cu tracțiune animală și se înregistrează la nivelul primăriilor comunale și ai orașelor din municipiile și ale sectoarelor municipiului București care ești conform. Deci ați văzut ce spune? Deci, acele trase de el. Deci la căruță trebuie să te duci și faci de matriculare, ce au făcut oamenii ăștia? Băi, de ce să ne mai încărcăm noi și cu tractoarele lor? Procedura de matriculare a autovehiculelor care circulă pe drumul public, mașini, camioane și așa, o facem la DRPC acolo, pentru că suntem autoritate evidentă, și pentru tractoare și asta, o dăm la nivelul comunelor. Așa. Deci, bine, care se stabilește prin regulament. Dar eu nu pot, ca primărie și ca secretar normal la cap, să dau aviz de circulație pe drumul public, nu vreau să dau nume pentru că e televiziune aici, dar avem în sat exemple care și-au făcut elicopter. Eu nu pot să vin la mine să-i dau număr galben ca să circule cu invenții făcute de el, că eu sunt totuși sănătos la cap. Nu fim. Deci... Deci e... Eu am și eu pretenția că nu... Am spus, tractoare reușim, care au alte proveniențe reușim, dar care își face cineva acasă la el artizanat să vin după aia la primărie să-i dau număr galben, nu știu dacă... Nu. Hai să nu depășim. Nu ne luăm nici de... Nu ne luăm în terenul de un nu ne luăm... Deci eu asta am vrut să spun. Deci e inclusiv. Deci vreau să vă spun că sunt acele semere morci care sunt sub o tonă jumătate, care nu au hrână din producție. Din procedura de omologare a proiectantului la fabricantul, nu i-a pus până pe el, pentru că el merge... Mulțumesc pentru înțelegere. Aici, dacă nu discutăm la acest, domnul secretar a spus că... Sau la Cărucior, da, să ai document, să ai de proveniență. Eu participam la trafic, nu convini, spre exemplu, la Comuna Guravăi, să pleci, îi fac niște numere din studiole, mi-am zis, voi primarul să-mi fac căruciorul la tu, îți faci căruciorul pe cum te duci mintea și capul, mie respectând niște reguli care să fie conforme. Îți faci cum vrei tu, lung de 4 metri, cu osii de care vrea el, pune și 8 tone și numai pe două roți, normal, că strică drumul și ne pomenim cu așa. Și atunci noi spunem, bă, nu se poate, deci trebuie, el e făcut remorcele astea care spuneți dumneavoastră că sunt fără frână, așa, cineva... E un stas. Un stas, un controlat. Dom'le, da, nu putem nici să... Eu m-am întâlnit m-am întâlnit cu o Dacia gri. Era, forma era de Dacia, dar era pusul pe șenile, nu știu ce dacă era, că eu cu ochii la ea, mai zic, pe aici, pe stima. Serios, vorbesc. N-avea elicit, dar era o Dacia, ceva, nu știu, pe ce s-a pierdut. Dar nici de parte nu era de aici. Era clasă, așa făcută. Deci, dar vreau, păi, îți dai seama, ar fi caragios, ca noi să dăm număr de matriculare și să fie ce mai cu matriculare să ăștia, mă. Da, așa este, nu? Deci noi trebuie să lăsăm o portiță legală, să perifeze cât mai mult și dacă se poate să fie cât mai legal. Pentru că nu putem să ne... Dom'le, acel număr... Spre exemplu, eu m-aș dedica să vin și eu să stabilesc care spune. Exact. Deci vreau să vă spun o chestie. Dacă vreți dumneavoastră, exact ce spuneam, mi-ai adus aminte acum. Deci, ce-i bun și ce-i rău? Noi putem să stabilim, putem să facem totuși o comisie la nivel local aici, dacă e nevoie. Dar vreau să văd, acel număr care mi-a dat dumneavoastră pe semiremorcă, deci ăla nu este pentru că pe drumul, cum ce vă spun, eu traversez drumul județean sau atât fac. O secundă. Deci, dacă cu tractorul mă pot duce, când am măcățat plus, mă duc și altă parte. Deci eu, dar ce se întâmplă? Dacă dumneavoastră mă prindeți pe mine cu acea semiremorcă în câmp, și n-am număr pe ea. Tu nu știți că am fost eu? Vorba de asta. Și de unde știu eu că nu-i dați numărul la auto, dacă n-aveți el deja sigur. O secundă. E caz penal. Păi e caz penal pentru mine, domnule. E penal, nu. Atât timp cât dumneavoastră aveți numărul înregistrat aici. Și spune, domnule, am văzut semiremorca cu numărul mutare în talau la ce-o plăcut. Îți faci RCA-ul pe număr, tu poți să-l dai... Nu. Așa. Trebuie să ai o serie de șasiu. Eu așa cred. Domnul secretar, aveți dreptate. Dar sunteți de acord cu mine că puteți să vedeți acea semiremorcă
lângă ăsta, la o cibotală. Acel număr. Și atunci ai zis, păi cine are numărul ăsta? Te duci la primărie, la arhiva, păi cine are numărul ăsta în primărie? Primarii cibotală, că dacă ăsta mare. Așa. Păi e drogă. Și atunci eu cum îl justific? Că am fost în talaurul cibotală sau că n-am fost? Am fost, nu. El dă numărul jos, se ridică acționare, nu mai pot face identificare. Dar nu, dar dumneavoastră vă interesează prea mult cu ce am cărat, dar nu mă rămâi de cine a fost, atunci el a identificat. Iar eu, în momentul când l-am pierdut, dumneavoastră a spus bine aici, în momentul când eu l-am pierdut, eu trebuie să anunț ordale pentru că s-ar putea să mi-l găsească ce votar voi fost. Dar dacă eu văd numărul și nu pot să vă prind din urmă, și vreau să caut în baza date, are numărul 369, pisirea de șasiu cu tare. Dacă cineva vă ia numărul și merge pe el? Păi nu tot eu sunt pasiv în dependență pentru că nu v-am anunțat pe dumneavoastră organul drept că am pierdut numărul. Domnul? Deci nu-i nimeni asta că sunt un centru București cu numere, v-am dat pe împăratul Braga. Da, mulțumesc foarte mult pentru că ați găsit peste legile și sperăm să găsim în țările de spate. Un minim act de proveniență nu cred că cer prea mult. Da, da, da. Totuși, vorbim de siguranța circulației rutierii în comună. Sunt trei școli care au ieșit la drumul județean, țineți cont de chestia asta. Și nu dăm drumul chiar la orice pe stradă. În rest, dacă mai sunt completări la proiectul hotărârii. Mai sunt completări la această... Să pun la vot proiectul hotărârii. Cine este pentru? Da, ne bucurăm că tinerii, viitorii tineri din comună sunt interesați de soarta comunei. Pentru ei votați. Rectificarea bugetului. Da. Monica, hai citesc rectificarea. Proiect de hotărâre privind propunerea de rectificare a bugetului local al Comunei Guravăi. Consiliul Local al Comunei Guravăi, județul Bacău, întrunit în ședința ordinară din data de 30 septembrie 2016, având în vedere raportul de specialitate al Biroului Financiar Contabil numărul 14.105 din 26 septembrie 2016, expunerea de motive a primarului Comunei Guravăi numărul 14.107 din 26 septembrie 2016, adresa Consiliului Județean Bacău numărul 14.022 din 31 august 2016, avizul Comisiei de Specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei Guravăi, prevederile articolului 19 aliniatul 2 și articolul 49 aliniatul 4 și 7 din legea numărul 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare. În temeiul articolului 36 aliniat 2 litera B, aliniat 4 litera A și ale articolului 45 aliniatul 1 și aliniatul 2 litera A, articolul 48 aliniat 2 și articolul 115 aliniatul 1 litera B din legea numărul 215/2001 a administrației publice locale republicată cu modificările și completările ulterioare, propune spre aprobare. Se aprobă rectificarea bugetului local al Comunei Guravăi, județul Bacău pe anul 2016, pe capitole, subcapitole și aliniate după cum urmează. La partea de venituri se propune diminuarea cu suma de 16.100 lei la capitolul 420230, sume primite de la bugetul județului pentru finanțarea drepturilor copiilor cu nevoi educaționale speciale. La partea de cheltuieli se propune suplimentarea cu suma de 16.100 la capitolul 6502, învățământ, cheltuieli privind ajutoare sociale numerar, aliniatul 570201. Articolul 2. Se aprobă de asemenea virarea de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar conform anexelor ce constituie parte integrantă a prezentei hotărâri. Articolul 3. Cu ducerea la îndeplinirea prezenței hotărâri se încredințează primarul Comunei Guravăi, județul Bacău și biroului financiar contabil. Articolul 4. Prezenta hotărâre va fi comunicată prin grija secretarului, primarului Comunei Guravăi, biroului financiar contabil, instituției prefectul județului Bacău pentru exercitarea controlului de legalitate, la cunoștință publică. Da. Au venit niște bănuți pentru copiii cu probleme speciale. Ăștia îi asigură costul județean. Asta am primit, atâta am primit, atâta rectificat. Oricum suntem cam pe la rectificat. Dacă sunt alte lucruri, supune la vot proiect de hotărâre, cine este pentru? Ridicați mâna, domnul. Da, la telefon, că aici e ședință. Diverse. Diverse. La diverse. La diverse ce am vorbit, dacă e reclamă lumea, așa poți să știți. Lumina asta nu mai e. Deci
echilibrarea fazelor acolo și domnul vice să vă dea Dumnezeu sănătate. Domnul vice, că nu sunt gârce. Așteptăm. Dar nu vine ceva. O la demisie. Ce-a făcut? La demisie. Păi și atunci care este eu? Ce-a făcut? I-au demis din cauza neîncasărilor. I-au demis? Din cauza neîncasărilor. După 10 decembrie vin alții. Și când o dată în societate, 1270 pe lună. Are, bă, acești. Are, da. Cum rămâne acum, cum n-a fost săptămâna, luna asta n-a fost atât de atât. Nu i-a problema, a fost problema. Cum rămâne cu luna lui? Nici nu mai vine. Da, așa, pe septembrie a venit numai de 3 ori. A venit o dată, dar mașinii se au făcut două curse din urmă la Bacău. La... și cantitatea lui și pacienci. Deci tot cum vor ei ies. Râpile pline de gunoaie și o ieșită aceleași. Râpile pline de gunoaie și o ieșită aceleași. Părerea mea este că ar trebui să aveți un reprezentant. S-au făcut date, este să vină cu toate avizele de la cântar. Eu fac un fatal, un privat și să vedem cu ce am. Ar trebui să aveți un reprezentant pe care să urmărească, pentru că nu e vorba de 2 lei. La dar la reprezentant. La fiecare loc, 2, para o mică loc mare ținii și îi păcat să ne facem loc de mai mult. Da? Poate așa să spun. Știi că mă ceartea cu Brălean acolo iarăși? Și cum? Și nu? Și cum? 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 Ai grijă cum vrei cu pistolul acolo. Domnul Mihalcea? Domnul Roman? Domnul Teanu? Domnul Vișan, domnul Papanche, domnul viceprimar, domnul Ciobotar. Domnul Ciobotar, la lucrurile de vezi, aveți ceva de completat? Are probleme de probleme. Domnul Călin? Mulțumesc, n-am nimic. Domnul Tătaru? Domnul Maric? Domnul Pansiru? Ai popularizați care n-au venit ședința, să iau târziu până în marță.